ziua, dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi împreună vom discuta despre maniera în care putem ajunge la facultățile celebre din afară prin intermediul îmbinării voluntariatului cu rezultatele academice. Astăzi o am alături de mine pe Daria Dicu, care s-a implicat în numeroase activități de voluntariat în comunitate și totodată are și o mulțime de rezultate academice la concursurile și olimpiadele școlare. Daria este elevă la Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești. Eu rețin bine ai venit în emisiune. Bună, Alesia, îți mulțumesc mult pentru invitație. Ne bucurăm foarte mult că ai acceptat invitația și că ești astăzi alături de noi. Și eu aș vrea să începem podcastul prin o scurtă prezentare a ta. Bineînțeles, cum ai spus și tu, sunt elevă în clasa 12-a la Colegiul Național Mihai Viteazul, în cadrul căruia sunt elevă încă din clasa 5-a, când am luat decizia de a parcurge acest frumos drum. O decizie foarte bună, spun eu. Mulțumesc, total de acord cu tine. Îmi place foarte mult să mă implic în activități de voluntariat sau activități din diverse sfere, de la promovarea culturii, la robotică, educație STEM și așa mai departe, pentru că, din punctul meu de vedere, acestea m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt atât pe parte profesională cât și pe parte personală. Am cunoscut foarte mulți oameni și cumva am avut o deschidere mai mare asupra unor perspective noi. Sunt nerăbdătoare în ceea ce privește viitorul meu și aștept să văd unde mă va duce această călătorie în continuare. Ești clasa 12-a, deci te pregătești ușor-ușor pentru BAC și pentru admitere. Exact. Unde vrei să dai? În ce domeniu te-ai gândit să profesezi în viitor? Am aplicat în domeniul ingineriei biomedicale în Statele Unite. Cumva eu încă din clasa a 7-a am pornit de la ideea că voi studia medicină și m-am pregătit pentru examenul de admitere la Facultatea de Medicină din România. Însă, cumva, având un contact cu lumea roboticii, pentru că sunt membra unei echipe de robotică încă din clasa a 6-a, am căutat un domeniu care să îmbine aceste două pasiuni ale mele și așa am ajuns la concluzia că domeniul ingineriei biomedicale este cel potrivit pentru mine. Deci uite cum implicarea în activitățile de voluntariat, implicarea în cadrul unei echipe de robotică te poate ajuta să ți modelezi cumva viitoarea carieră pe care ți-ai ales-o. Exact, cred că toată această implicare este esențială în alegerea unui domeniu, pentru că, bineînțeles, toți avem o perspectivă asupra ceea ce ne-am dorit să facem sau ceea ce ni se pare nouă potrivit pentru noi, însă dacă nu încercăm și nu experimentăm puțin câte puțin din mai multe sfere, nu cred că vom ajunge la un domeniu care cu siguranță ne va plăcea. Și, bineînțeles, nu putem fi siguri în totalitate de niciun domeniu că este cel potrivit și, cu siguranță, provocări vor apărea în oricare ar fi drumul pe care alegem să-l urmăm. Dar dacă ne implicăm și avem o perspectivă clară asupra ceea ce presupune aria respectivă de studiu, atunci, cu siguranță, cumva vom depăși mai ușor obstacolele care pot apărea. Normal, doar prin intermediul implicării și experimentării anumitor aspecte, anumitor domenii, poți să-ți dai seama ce este cu adevărat făcut pentru tine. Categoric. Vom dezbate puțin mai târziu partea aceasta de facultăți, unde ai și fost admisă la unele dintre ele și la celelalte aștepți rezultatele cu nerăbdare. Aș vrea în prima parte a podcastului să vorbim despre toate aceste activități în care te-ai implicat tu pe parcursul liceului, încă din, chiar din clasa a 6, ai spus mai devreme. Da. Vom începe cu echipa de robotică RO2D2, știu că ți este foarte dragă. Ai și câștigat anul trecut, atât pe cont propriu, cât și împreună cu echipa, ați ajuns la Houston. Pe cont propriu ai câștigat Dean's List, da, un premiu destul de râvnit în cadrul acestei competiții, First Challenge. Aș vrea să ne spui cum a fost experiența ta în America, prin intermediul premiului. Sigur, întâi aș vrea să spun că premiul Dean's List, într-adevăr, este o recunoaștere personală, mai degrabă decât o recunoaștere a întregii echipei, dar n-a fost obținut în totalitate pe cont propriu, adică n-aș spune exact așa, pentru că, bineînțeles, fără ajutorul întregii echipe nu aș fi reușit să câștig acest premiu. Experiența în sine a fost una foarte interesantă, cumva de la campionatul național, când am fost anunțată la categoria aceasta, am fost foarte emoționată pentru că, sinceră să fiu, nu m-aș fi așteptat să-l obțin chiar eu. Știam că concurența este destul de puternică pentru că, în principal, după cum cred că ai observat și tu, mai ales în ceea ce privește campionatele de robotică, nu este vorba că nu ești tu suficient de bun sau suficient de pregătit, ci concurența în sine este una foarte puternică și atunci
categoric și rezultatele bune vin destul de greu și în urma unei călătorii de lungă durată. Da. De menționat este că sunt aproximativ 200 de echipe în toată țara. Da. Ori 15 membri fiecare. Da, exact. Cumva aceste numere vorbesc de la sine. Deci este într-adevăr un rezultat super de apreciat. Experiența din Statele Unite a fost una destul de interesantă, pentru că, în principal, ca să vorbesc puțin despre această categorie de premiu, se acordă elevului care întruchipează cel mai bine spiritul FIRST, adică al competiției în care activăm noi și care reușește să promoveze valorile acestea foarte bine, valori precum lucrul în echipă, descoperirea, inovația. Și atunci, cumva, când m-am dus în Statele Unite, în calitate de Dean's List Finalist, am avut oportunitatea de a cunoaște alți tineri care, la fel ca și mine, se implicaseră de foarte mulți ani în domeniul roboticii. Și a fost o oportunitate extraordinară de a promova și ceea ce se întâmplă la noi în țară, pentru că, bineînțeles, competiția din România este a treia ca amploare după Statele Unite și China, însă până nu înțelegi exact, până nu ai pe cineva să-ți explice concret ceea ce se întâmplă, poate nu crezi sau poate nu reușești să-ți imaginezi ca străin, mă refer, exact ceea ce se întâmplă acolo. Și a fost o oportunitate extraordinară, adică să stau la masă cu fondatorul competiției, cu Dean Kamen, și alături de ceilalți trei colegi cu care am fost plecată din, care au câștigat și ei din listă în România, să putem să vorbim despre întreaga mișcare, despre ceea ce se întâmplă aici, despre cele 200 de echipe, cum ai spus și tu, și persoanele care se implică, de la membrii voluntari la staff. A fost o experiență cu adevărat unică. De chiar vreau să te întreb, cum a fost acea cină, acea masă cu Dean Kamen? A fost o experiență din care am avut foarte multe de învățat. Am avut parte de momente unice în care am putut asculta discursuri ale unor oameni de la diverse facultăți. Cumva acela a fost și momentul în care eu m-am hotărât să aplic în Statele Unite, pentru că până în acel moment, cum am spus, eu voiam să studiez medicina și atunci a fost momentul în care așa cumva s-a produs declicul și am zis parcă aș vrea să încerc și partea aceasta. Pentru că am rămas surprinsă de ceea ce se întâmplă în general în lume și am putut să cunosc și alți tineri cu diverse rezultate care se implicau în foarte multe activități și care aveau un vis. Cam într-o formă sau alta, același vis pe care l-am și eu, acela de a evolua, de a găsi domeniul potrivit, de a excela în el, pentru că până la urmă cu toții ne dorim să fim foarte buni în ceea ce facem. Și atunci când am fost acolo într-o încăpere cu alte 100 de persoane foarte talentate, foarte implicate, persoane care înțelegeau exact ceea ce presupune robotica și cu care puteam să împărtășesc din experiențele și plăcute și mai puțin plăcute din această lume a educației STEM, a fost o oportunitate de a mă exprima și de a împărtăși din ceea ce învățasem eu și cu alții și, bineînțeles, și de a învăța de la ei. Deci uite din nou cum această oportunitate, această implicare ta în comunitate prin intermediul roboticii te-a ajutat să îți descoperi ceea ce vrei cu adevărat să faci în viață. Da, exact. Într-adevăr, o experiență unică. Te felicit. Și pe partea aceasta ne-ai spus că ai fost în sală cu alte 100 de persoane din alte țări și aș vrea să te întreb pe partea aceasta de interculturalitate. Cum a fost să afli experiența fiecarei persoane dintr-o altă țară, fiecare să vină cu propria lui viziune asupra roboticii împărtășită în țara de unde provine? A fost categoric un beneficiu, aș putea spune, în ceea ce privește abordarea mea asupra roboticii din România, pentru că aflând de ceea ce se întâmplă în alte state și având exemplul lor, am putut să implementez și eu alături de echipa RO2D2 în România din ceea ce am văzut că se întâmplă în străinătate, pentru că până la urmă cred că în general această competiție vrea să promoveze aceste valori, cum ai spus și tu, interculturalitatea. Și la urma urmei, la final de zi, după competiția pe teren, după roboții pe care fiecare îi construiește și fiecare echipă își dorește să câștige cu robotul pe teren, cumva mai presus de toate vin oamenii pe care îi întâlnești, vin experiențele, cum ai spus și tu, pe care le trăiești și atunci înveți din ce în ce mai mult cum să abordezi persoanele și mi se pare că
această experiență din timpul liceului cu alte persoane, pentru că eu am participat și în proiecte Erasmus și atunci din nou am avut oportunitatea de a interacționa cu persoane din alte țări, de alte etnii. Te pregătește pentru viața de adult, viață care, mai ales pentru un student care își dorește să urmeze studiile în străinătate, este esențială până la urmă. Să ne imaginăm o facultate din state în care te întâlnești cu persoane din poate zeci de alte țări și cu care trebuie să lucrezi, cu care trebuie să colaborezi. Da, într-adevăr, o experiență unică. Vreau să te mai întreb, care este diferența de percepție dintre țări asupra roboticii? Nu știu, diferența dintre modalitatea în care românii văd robotica și cei din Statele Unite ale Americii sau cei din Germania, de exemplu? Aici aș putea spune că în ceea ce privește competiția, din punctul meu de vedere, românii stau undeva mult mai sus decât americanii, cel puțin, pentru că, cumva, din câte am văzut eu în ceea ce privește competiția din România, noi încă nu avem spiritul acela de competiție, să îi înfrângem pe restul în care totul este o bătălie și noi trebuie să ieșim câștigători, iar pe restul să îi învingem. În Statele Unite am văzut că în principal echipele din America și foarte puțin echipele din Asia sunt foarte competitive și cumva din punctul meu de vedere este o competitivitate dusă puțin cam spre extrem. Nu cred că noi românii am putea să ajungem vreodată la acel nivel de a nu ne păsa mai mult sau mai puțin de ceilalți și a fi așa individualiști în ceea ce privește propria echipă. Cumva cred că se simte mai mult spiritul acesta de gracious professionalism. Exact. Da. Pe de altă parte, în ceea ce privește strict robotica ca domeniu de studiu sau domeniu pe care putem să-l aplicăm în viața de zi cu zi, deci în afara competiției, cred că am putea să învățăm de la Statele Unite, de la țările din Asia, spre exemplu, pentru că ei deja, încă din perioada școlii, studiază robotica, sunt implicați. Cumva toți tinerii au această deschidere față de domeniul roboticii, care până la urmă, din punctul meu de vedere, este unul de viitor și este unul care cu siguranță va fi prezent în viețile noastre. Cel puțin comparând cu România, unde, cum bine știi și tu, suntem câțiva care practicăm robotica și care am avut oportunitatea de a ne implica în echipe. Bineînțeles, cu toții facem eforturi de a organiza activități și pentru ceilalți membri ai comunității de a implica, dar nu este același lucru cu implicarea și dotările pe care poate școlile din străinătate le au în ceea ce privește acest domeniu. Deci cumva este un sprijin mai mare în această zonă a roboticii prin intermediul școlilor. Exact. Cumva școala împinge elevii, uite acest domeniu, haideți să-l explorăm împreună, haideți să vedem dacă sunteți făcuți pentru această parte, astfel încât să putem face într-adevăr parte dintr-o echipă de robotică pe viitor și să putem fi parte First Tech Challenge. Bineînțeles, clar se încearcă și la nivelul României să ajungem acolo, cel puțin la nivel de școală, în ceea ce privește Colegiul Național Mihai Viteazul, știi și tu, într-adevăr, deja pași se fac și atunci sunt convinsă că într-un viitor apropiat va ajunge și România la nivelul în care va promova mai mult partea aceasta. Cel puțin la noi în școală chiar am primit sprijin de fiecare dată când l-am solicitat și a fost întotdeauna această idee de haide să sprijinim echipele de robotică și să le ajutăm exact să se dezvolte. Da. Acum aș vrea să vorbim despre echipa de robotică în sine, RO2D2. Știu că faci parte din departamentul de PR și marketing. Anul trecut ai fost și liderul departamentului și ai ajutat cumva și ai contribuit semnificativ la partea aceasta de câștigare a premiului de Inspire, care v-a și dus în Houston. Și aș vrea să ne povestești experiența ta. Ce a însemnat pentru tine să fii liderul departamentului de non-tehnic? Cum te-a dezvoltat pe plan personal, cum te-a ajutat să dezvolți echipa și așa mai departe, toată zona aceasta? Bineînțeles, călătoria mea în lumea roboticii a început încă din clasa a 6-a, când am făcut parte dintr-o echipă de FLL, adică de Lego, cumva nivelul precedent nivelului de FTC. Și, bineînțeles, drumul către performanță nu a fost unul ușor, cum bine știe toată lumea, avea rezultate foarte bune într-un domeniu presupune multe sacrificii, presupune multă muncă și poate de multe ori în momentul respectiv nu ne dăm seama că sacrificiile pe care le facem și
alegerile pe care le luăm sunt cele mai bune, dar în momentul în care culegi roadele muncii tale și în momentul în care reușești să îi formezi și pe alți oameni și cumva să îi apropii de domeniul în care activezi tu, atunci înțelegi cu adevărat ceea ce ai făcut și cumva conștientizezi tot parcursul tău în acest domeniu. Pentru mine, robotica FTC în cadrul echipei Rodoi de 2 a început în cadrul departamentului de programare, pentru că vorbind despre percepția greșită, să zicem, asupra roboticii, că este un domeniu mult prea tehnic, că este un domeniu de multe ori al băieților, pentru că amândouă probabil ne-am confruntat cu stereotipurile acestea de-a lungul drumului nostru. Am învățat că este important să te implici, cumva în cadrul echipei am fost mai determinată de a face ceva, de a mă implica, de a încerca cât mai multe activități. Și am învățat că mai presus de toate, pe lângă rezultatele pe care poate le obținem, poate nu le obținem, pentru că, bineînțeles, nu pot să fii cel mai bun tot timpul și oricine mai are și momente de slăbiciune sau momente în care poate nu obține rezultatele la care s-ar fi așteptat, contează ceea ce lași în urma ta și cumva impresia pe care le-o creezi oamenilor despre tine, cum îi faci să se simtă, cât de mult reușești să-i ajuți. Spre exemplu, ai zis și de Dinslist, am făcut o comparație cumva anul trecut când eram eu la interviu și mă pregăteam și anul acesta când se pregăteau colegii mei pe care am încercat să-i ajut cât de mult am putut. Și cumva emoția anul acesta era mult mai puternică. Cel puțin la mine anul trecut eram destul de optimistă, de liniștit, am zis, e un interviu, vine, trece și cam asta a fost. Dar anul acesta așteptam să-mi scrie, să mă sune, să aflu și eu cum a fost, ce s-a întâmplat. Și atunci robotica m-a învățat că este foarte important să te implici, să îi ajuți pe cei din jurul tău. Și, bineînțeles, m-a învățat ce înseamnă competiția gracious, pentru că cunoaștem prea bine acest termen, și cum să fiu o fire mai deschisă asupra provocărilor, asupra obstacolelor care pot apărea, cum să gestionez mai bine emoțiile și ceea ce presupune până la urmă o competiție. Deci, pentru că ne-ai vorbit despre maniera aceasta în care ai încercat să-i ajuți pe ceilalți și să contribui semnificativ la parcursul lor în domeniul roboticii și implicit în cariera lor, voiam să te întreb, ce înseamnă pentru tine un lider adevărat? Cum vezi tu această imagine a unui lider ideal pentru tine? Din punctul meu de vedere, liderul este acela care își dorește ca echipa lui să evolueze, care își dorește o echipă performantă în orice domeniu și care, mai presus de toate, știe să facă și un pas înapoi atunci când simte că poate alt membru al echipei ar putea coordona mai bine o anume activitate, să spunem, uite, spre exemplu, un exemplu concret din cadrul echipei noastre de robotică, când organizăm un eveniment. Avem un coordonator al evenimentului respectiv, dar dacă în echipa respectivă este un membru poate cu mai multă experiență sau care are o idee bună, să îi lași loc să lucreze și el, pentru că până la urmă, în tot ceea ce presupune viață, fie că vorbim de viața de liceu, de o echipă de robotică, de un proiect la facultate și așa mai departe, toate aceste activități presupun o echipă. Și un lider adevărat este cel care știe să îi asculte pe ceilalți membri ai echipei, știe să îi coordoneze și își dorește mai mult decât o evoluție personală, să evolueze și ceilalți membri ai echipei și să îi ducă cât mai sus, pentru că este foarte emoționant să vezi cum niște oameni sau niște copii, cum a fost în cadrul echipei de robotică pe care i-ai coordonat tu sau cu care ai lucrat, au ajuns poate să te depășească. Chiar dacă poate suna ciudat, este foarte emoționant, este, cum am spus, mult mai important să îi ajuți pe ceilalți să crească, pentru că în momentul, cel puțin așa consider eu, în care îi ajuți pe alți oameni să evolueze, cumva automat și nivelul tău va crește, pentru că ești înconjurat de oameni care au un anumit nivel de performanță într-un domeniu,
și competiția First promovează acest concept de a ajuta celelalte echipe să evolueze, pentru că astfel crește nivelul competiției și automat și tu vei fi mai determinat să lucrezi mai mult, să te implici mai mult și atunci categoric vei evolua. Într-adevăr, un model de lider de urmat. Îmi place foarte mult ideea aceasta de ajutor pe care să-l dai de fiecare dată celorlalți și să oferi loc de, uite, poate tu ești mai bun pe partea aceasta, haide să te las și să-ți oferi loc să poți să te dezvolți și să dezvolți automat echipa în acel domeniu. Și având în vedere că este ultimul tău an de First Tech Challenge, clasa a 12-a, voiam să te întreb, cum vezi tu toți acești ani, toată această poveste, toată această călătorie în parcursul FTC? Încă din clasa a 6. Da, categoric drumul a fost unul cu foarte multe emoții pozitive și cu foarte multe bucurii, dar și cu supărări poate sau momente în care am fost destul de dezamăgită și în care poate am spus că eu nu mai vreau să fac robotică, mie nu mai îmi trebuie First Tech Challenge și atunci de ce m-aș mai implica. Dar uite că ai continuat. Exact, privind în urmă, sincer, imaginez așa cum la anul, pe vremea asta voi fi la facultate și nu o să mai fiu la hub la robotică, nu o să mai pot lucra efectiv alături de colegii mei. Categoric voi rămâne aproape de echipă și în măsura în care timpul îmi va permite, mă voi implica cât de mult se poate să îi ajut, să îi mai coordonez, poate cu un sfat, cu o idee câteodată. Și, cum am spus, drumul acesta și cu bune și cu rele m-a învățat să mă ridic atunci când, cum am spus, poate lucrurile nu au mers așa cum trebuie. Să revin la drumul meu inițial, să învăț să accept și înfrângerile și m-a transformat într-o persoană care consider eu știe acum să lupte într-adevăr pentru visurile sale și să muncească alături de alți oameni chiar și când poate nu împărtășim aceeași opinie, poate mai apar conflicte pentru că sunt normale într-o echipă, dar să învățăm să le depășim și mai presus de toate să privim, să ne dorim să ajungem la un bine al întregii echipe, nu la un bine personal. Într-adevăr, acestea sunt valorile care sunt promovate în cadrul concursului First Tech Challenge, toată ideea aceasta de dezvoltare împreună, astfel încât cu toții să putem să ne dezvoltăm atât pe plan personal, cât și întreaga echipă implicit să poată să crească. Exact, și cumva la final de zi înțelegi că să te superi sau să renunți este foarte ușor. Și chiar dacă până momentul respectiv lucrurile ai muncit pentru visul tău, în momentul în care ai renunțat cumva totul s-a pierdut. Așa dacă înveți să treci peste obstacole și să lupți în continuare chiar și când drumul este unul mai anevoios, rezultatele se vor vedea și cumva te vei simți mult mai mândru de tine că ai reușit să treci peste perioadele complicate. Într-adevăr. O poveste de urmat, o poveste de apreciat în cadrul concursului First Tech Challenge. Și acum aș vrea să trecem la experiența ta de voluntariat. Știu că ai făcut voluntariat și în cadrul Leo Amicis. Da. Aș vrea să ne vorbești puțin despre acest club, cu ce se ocupă, care sunt punctele cheie, punctele forte ale lui. Este un club de voluntariat, un club caritabil din Ploiești. Este parte a Alliance International, clubul internațional de activități caritabile în principal. Categoric, acesta a reprezentat pentru mine o experiență care din nou m-a transformat cumva și oricât de clișeic ar putea suna, m-a învățat să apreciez mai mult lucrurile pe care le am, persoanele pe care le am în jurul meu și oportunitățile de care dispun, pentru că până la urmă, da, cel puțin la nivel de robotică sau la nivel de activități extrașcolare pe care le avem la dispoziție, poate nu ne comparăm cu tinerii din Statele Unite, spre exemplu, dar oportunitățile, dacă poți, ți le creezi. În cadrul voluntariatului la Leo Amicis am avut oportunitatea de a cunoaște și tineri care poate și-ar fi dorit, dar nu aveau resursele necesare de a se dezvolta. Și atunci am înțeles cât de important este faptul că până la urmă eu am crescut într-un mediu competitiv
înconjurată de oameni poate de multe ori mai buni ca mine sau mai talentați, mai bine pregătiți, dar de la care am avut oportunitatea de a învăța. Țin minte și acum am organizat o strângere de fonduri, un concert caritabil pentru tinerii care sunt la Sfântul Andrei, la centrul din orașul nostru, și nu mi-am imaginat, cel puțin până în momentul în care am ajuns acolo, eu nu mai, a fost prima dată când am intrat și când am văzut toți acei copii care erau acolo, cumva le vedeai speranța în ochi și știai că poate mulți dintre ei nu vor reuși, nu vor avea resursele necesare de a-și îndeplini visurile. A fost într-adevăr un moment marcant. Am încercat să facem cât de mult posibil puteam, cât de mult puteam noi, niște copii coordonați de adulții din jurul nostru, să-i ajutăm, dar bineînțeles ajutorul pentru astfel de tineri trebuie să vină permanent și trebuie să fie un ajutor susținut, pentru că altfel nu vom reuși să... Într-adevăr. Uite, voiam să te întreb ce am putea face pentru acești copii care, într-adevăr, au potențial, au un vis pe care își doresc să-și-l urmeze, însă, din păcate, nu au suportul necesar sau nu au primit de la viață tot ceea ce aveau nevoie pe partea financiară, pe partea emoțională, poate. Cum putem noi să contribuim semnificativ în parcursul lor? Consider că simplul fapt de a le fi alături și cumva a fi acolo cu ei, a-i ajuta, a le împărtăși din experiențele tale, poate a ajuta la matematică, fizică, chimie, fiecare persoană în ce domeniu performează, îi va ajuta pe ei, pentru că ceea ce consider că le lipsește copiilor de acolo este o susținere familială, spre exemplu. Adică noi avem familiile noastre, categoric părinții ne susțin, avem prietenii, avem profesorii care ne sunt tot timpul alături și care ne coordonează cumva, ne motivează permanent să evoluăm. Ori acești copii, personalul de acolo, bineînțeles, este foarte concentrat asupra binelui lor, dar, bineînțeles, timpul nu le permite să le fie poate tot timpul alături în ceea ce înseamnă dezvoltarea pe partea de educație, pe partea de deschidere de oportunități. Și atunci consider că noi, tinerii care deja am făcut un pas, care deja am deschis, ne-am creat niște oportunități, am descoperit niște drumuri noi, cum este și acesta al roboticii, îi putem ajuta pe ei prin activități pe care le organizăm cu ei, prin implicarea acestor copii în ceea ce facem noi, și atunci cumva să aibă și ei o perspectivă asupra ceea ce pot face dacă își doresc. Într-adevăr, uite, atunci când noi, cei care avem familiile unite, familii care ne susțin, avem nevoie de ajutor, putem foarte ușor să dăm un telefon, mama, tata. Exact. Însă acești copii, din păcate, nu au această oportunitate pe care noi o avem și pe care poate mulți dintre noi o considerăm a fi un lucru normal și nu apreciem întreaga semnificație a acestui aspect. Adesea tindem să luăm lucrurile sau persoanele, să le considerăm garantate. Și de multe ori, până nu cunoaștem persoane care nu au o familie, care nu au poate suficienți bani să-și achiziționeze rechizitele necesare școlii, acelea sunt momentele în care conștientizăm că, până la urmă, noi suntem niște tineri norocoși, care avem oportunitățile larg deschise în față și atunci... Da, doar în momentul în care poți să interacționezi concret cu acele persoane, îți dai seama cât de privilegiat ești exact față de ceilalți. Aș vrea acum să ne focusăm pe zona aceasta de germană. Știu că îți place foarte mult limba germană. Ești un mare fan și o cunoști destul de bine, poți să vorbești fluent. Și știu că ai fost și vicepreședinte în cadrul Gutenberg. Și aș vrea să ne vorbești puțin despre partea aceasta, cum te-a influențat pe tine, cum ți-a schimbat puțin perspectiva, poate te-a ajutat și ideea aceasta de interculturalitate. Să ne povestești concret despre Gutenberg. Bineînțeles, Gutenberg este o asociație a elevilor vorbitori de limba germană,
în cadrul căreia cumva noi am încercat să organizăm cât mai multe activități pentru copiii care poate își doreau să învețe limba germană, dar care la școală nu aveau suficient curaj să vorbească, să încerce să țină un discurs în limba germană. Și atunci cumva Gutenberg oferea acel spațiu sigur în care toți încercam să învățăm unii de la alții prin activități interactive, activități, spre exemplu, pe parte de gătit sau pe parte de robotică, din diverse sfere, pentru că am descoperit că așa tinerii învață mult mai bine o limbă străină, în principal, în momentul în care o aplică în ceva ce le place. Atunci sunt cumva mai motivați să învețe. Eu am participat în mai multe proiecte Erasmus, cum am spus, în Germania și atunci clar m-a ajutat foarte mult faptul că știam deja germană și bineînțeles a fost cumva un impuls de a mă perfecționa în acest domeniu și a învăța din ce în ce mai mult și a încerca să ating cât mai multe performanțe în acest domeniu văzând alți tineri din alte state poate sau colegi chiar din România care deja ajunseseră la un nivel extraordinar de limbă germană și atunci m-a motivat și pe mine din ce în ce mai mult să învăț. Da, și mai mult decât atât, în momentul în care trebuie să comunici într-o anumită limbă cu celelalte persoane și îți dai seama, hei, eu chiar trebuie să folosesc această limbă, ești cumva mai motivat și te și forțezi puțin pe tine astfel încât să poți concret să comunici și să îți exprimi toate ideile. Bineînțeles. Și într-adevăr are un impact destul de mare în tot acest proces de dezvoltare asupra unei limbi. Exact, și bineînțeles, a învăța o limbă străină nu presupune doar a învăța gramatica sau vocabularul, înseamnă a înțelege mai mult din cultura țării respective, din perspectivele pe care oamenii de acolo le au și atunci cumva te apropii mai mult de o cultură, de o civilizație și înțelegi și tu mai profund ceea ce se întâmplă cu viața ta sau cumva găsești noi moduri de a privi întâmplările și atunci clar te dezvolți pe tine. Într-adevăr, și știu că ai și primit o bursă la un institut din Germania, dacă ne poți spune tu mai multe despre toată această poveste, cum ai ajuns să primești acea bursă? Bineînțeles, în clasa a 10-a am participat la un concurs organizat de Institutul Goethe din München, alături de o asociație care se ocupa tocmai cu deschiderea aceasta a oportunităților pentru tineri. Și inițial am avut, țin minte, de realizat un filmuleț de prezentare și un eseu în care trebuia să explic ce ar putea românii să învețe de la nemți și ce ar putea nemții să învețe de la români. Țin minte că a fost destul de greu de realizat eseul și cumva nu prea știam ce să scriu, mi-era destul de greu să găsesc ideile potrivite astfel încât să nu jignesc pe nimeni, dar să spun și adevărul. Din nou, concurența a fost una destul de mare și am fost surprinsă când am fost selectată să particip în cadrul acestui proiect. Am fost plecată 3 săptămâni în Germania, unde am participat la cursuri la Institutul Goethe și am avut oportunitatea de a cunoaște tineri din mai multe zone. Spre exemplu, știu că au participat tineri din Ghana, din Columbia și atunci cumva am extins și mai mult sfera aceasta a interculturalității și a persoanelor din alte state cu care interacționasem până în momentul de față. Bineînțeles că a fost o experiență și complicată pentru că a trebuit să mă descurc singură în timp de o lună într-o țară nouă în care am stat chiar și la o familie gazdă un weekend și cumva am văzut și mai mult, am fost și mai aproape de modul lor de a gândi, de modul lor de a trăi și am învățat să mă adaptez mai ușor condițiilor care poate nu sunt confortabile prima dată pentru că orice schimbare aduce cu sine diverse provocări și nimănui nu cred că este ușor să se adapteze din prima la schimbări, dar această experiență m-a ajutat să învăț să fiu mai tolerantă, să mă apropii mai ușor de alți oameni, de alte moduri de a trăi și atunci cumva din nou cred că m-a pregătit pentru ceea ce presupune până la urmă viața de student și viața de adult mai apoi. Ai menționat mai devreme că ai stat în weekend la o familie gazdă. Cum a fost să cunoști exact modalitatea în care ei își desfășoară activitățile în Germania?
modul lor de gândire, mâncarea lor, poate puțin diferită față de, de a noastră, a românilor? A fost foarte interesant pentru că până în momentul în care am ajuns la familia gazdă, citisem povești, diversele texte din manualele de la școală în care se prezintă viața tipic nemțească și cumva a fost așa un impact imens asupra mea, faptul că am putut să fiu membra unei familii din Germania. A fost cu siguranță o experiență unică pentru că am avut oportunitatea de a-i cunoaște pe oamenii respectivi, de a vedea câtă deschidere au asupra tot ceea ce înseamnă nou, asupra tot ceea ce înseamnă inovație. Și contrar stereotipurilor că nemții sunt treci și sunt nesuferiți, am avut bucuria de a descoperi că de fapt acei oameni sunt, sau cel puțin eu am avut parte de o familie deschisă care încerca să-mi prezinte cât mai multe din cultura lor și care încerca cumva să mă introducă și pe mine. Mă luau ca una de-a lor și încercau să-mi arate cât mai multe. Erau foarte mândri de tot ceea ce presupune Germania, de tot ceea ce presupune cultura lor și m-am înțeles foarte bine cu ei. Categoric, probabil și din punctul de vedere și din perspectiva faptului că vorbeam germană și atunci cumva m-am înțeles mai bine cu ei, deci categoric faptul că învățasem limba a fost un mare avantaj în interacțiunea cu ei. Deci uite cum această experiență de youth exchange, de proiect din acesta intercultural, te poate ajuta să descoperi o mulțime de aspecte referitoare la o țară și cum implicit locuitul, chiar și un weekend la o familie gazdă, te poate ajuta să-ți dai seama ce înseamnă cu adevărat viața în acea țară și cum percep acele persoane concret țara respectivă, mă rog, Germania. Aș vrea să vorbim acum, să ne întoarcem la partea aceea de feminine STEM, femei în partea aceasta de știință. Știu că ne-ai povestit la începutul podcastului că inițial ai vrut să mergi la medicină. Și a fost o, și încă este, presupun, o pasiune de-a ta, motiv pentru care faci și practică la Spitalul Județean Prahova. Vreau să te întreb, pentru că știu că sunt foarte multe persoane care își doresc să aibă acces la această oportunitate și această experiență, cum ai ajuns tu să fii parte, chiar și pentru câteva ore de practică, din cadrul Spitalului Județean Prahova? Eu am participat la activitatea desfășurată de SMURD la noi la școală, aceea de prim ajutor, și cumva am avut plăcerea de a cunoaște persoanele potrivite care au înțeles că pentru mine este foarte important să mă dezvolt și să fiu parte din experiența respectivă pentru a putea înțelege până la urmă dacă într-adevăr este ceea ce îmi doresc să fac în viitor sau nu. Și atunci, din nou, revenind la ceea ce ai spus și tu, a fost foarte important că m-am implicat. Nu am spus nu experienței respective, poate că pentru mulți primul ajutor SMURD, nu spun prea multe. Dar atâta timp cât te implici și îți dorești, consider că este bine să participi la cât mai multe activități și la cât de multe oportunități care îți sunt oferite, pentru că altfel nu ai putea să cunoști persoanele care să te ajute în călătoria ta. Să spui da oportunităților exact. Care vin. Să nu renunți niciodată și de fiecare dată când vezi o șansă de a te apropia de visul tău, să spui da, este pentru mine și haide să mă implic, haide concret să pot să aduc un plus valoare acelui proiect, acele experiențe, astfel încât să mă ajute și pe mine să mă dezvolt, dar și pe ceilalți. Bineînțeles, probabil pentru mulți liceeni este destul de greu pentru că înțeleg, știu ce înseamnă un program încărcat, știu că de multe ori și școala, pregătirile, activitățile pe care le mai desfășurăm până în momentul respectiv ne ocupă destul de mult timp. Dar eu am ajuns la concluzia că dacă într-adevăr activitatea respectivă ne ajută pe noi în vreun fel și ne dezvoltă, cumva ne deschide alte orizonturi, atunci categoric lucrurile se vor aranja de la sine, să spunem. Mai exact, vei găsi calea de mijloc pentru a împăca toate activitățile pe care le desfășori și atunci vei putea să găsești timpul necesar efectuării. Adevăr. Important este să-ți placă ceea ce faci și să faci cu plăcere, pentru că în momentul în care faci cu plăcere anumite aspecte, se vede și concret poți să aduci un plus valoare și îți găsești timpul necesar categoric de fiecare dată.
Tot în partea aceasta de femei în zona STEM, știu că ai participat și la mai multe proiecte din acestea internaționale și ai încercat să te extinzi și în întreaga lume, în zona aceasta de femei în STEM. Povestește-ne despre ele, despre proiecte, despre experiența ta, despre implicarea ta în ele. Eu am participat alături de alte câteva colege de clasă, coordonate de doamna profesor Alice Georgescu, doamna noastră profesoară de informatică, la activități de implicare a fetelor în domeniile STEM, sub coordonarea Comisiei Europene. Am participat la un proiect în Belgia, unde, cum am spus, din nou am avut oportunitatea de a cunoaște fete din alte state care poate se confruntau cu aceleași probleme cu care ne confruntăm și noi aici. Acela al modului în care fetele și femeile încă sunt privite oarecum cu reticență când se implică în domenii STEM. Și după interacțiunea cu alte fete, am ajuns la concluzia că, până la urmă, important este modul în care tu te vezi pe tine. Atâta timp cât tu consideri că vei putea performa în domeniul respectiv, atâta timp cât tu îți dorești să te implici, sincer, puțin contează ceea ce cred ceilalți despre tine, pentru că, până la urmă, tu ești singurul sau singura persoană care poate să îți seteze acele limite despre care adesea auzim. Și atunci, atâta timp cât tu știi care sunt limitele tale și vrei să ți le depășești, puțin contează ceea ce spun cei din jur că poți sau nu poți să faci. Într-adevăr, importantă este percepția pe care tu o ai asupra ta și viziunea pe care o ai asupra parcursului tău, atât în privința celui academic, cât și în privința celui de dezvoltare personală. Totul ține doar de maniera în care tu te percepi pe tine. Exact. Acestea au fost o parte dintre activitățile în care tu te-ai implicat, pe partea extrașcolară. Și pentru că am menționat la începutul podcastului că această cheie spre succes este îmbinarea activităților extrașcolare cu rezultatele academice, aș vrea să vorbim acum despre olimpiadele școlare și concursurile în care tu te-ai implicat și unde ai și obținut premii într-adevăr performante pe parcursul anilor, atât în gimnaziu cât și în liceu. Ne-ai povestit mai devreme despre Germania, despre experiența ta în Germania, Erasmus-urile și proiectele internaționale. Totodată ai și participat la Olimpiada de germană, fiind o vorbitoare foarte bună a acestei limbi. Și aș vrea să ne povestești despre experiența ta la etapa națională, premiile pe care le-ai luat pe partea aceasta de germană. La etapa națională de limba germană modernă, la care am participat în clasa a 10-a, pentru că între a 11-a se suprapunea naționala de germană cu campionatul mondial de robotică și atunci am fost pusă în situația de a face o alegere și categoric balanța a înclinat către echipa de robotică. Am obținut premiul 2 la secțiunea proiect și m-am calificat și în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Limba Germană, unde automat, pentru mine a fost o experiență nouă, pentru că cum se desfășoară Olimpiada de Germană, la faza națională ai o probă individuală și o probă colectivă, ți se alocă o echipă și cumva împreună cu alți candidați încerci să pui în scenă o piesă de teatru pe baza unei cărți, ceea ce e puțin neconvențional sau cel puțin comparativ cu olimpiadele la care participasem în gimnaziu. Era ceva nou, era ceva la care nu m-aș fi așteptat și, din nou, ca și în competiția First, oamenii care îți erau contracandidați într-o zi erau cu echipierii tăi în următoarea. Și atunci, din nou, cred că a fost o experiență foarte bună de a învăța din nou, de a îmi confirma mie faptul că o competiție presupune mai întâi de toate colaborare și presupune idei creative, idei inovative pe care să le împărtășești și cu cei din jur. A fost o experiență unică aceea de a petrece timp cu alți tineri pasionați de limba germană care vorbeau și ei la rândul lor această limbă foarte bine și aceea de a ne prezenta fiecare ideile, părerile într-o limbă nouă care adesea, cum să spun,
ridica diverse probleme în momentul în care încercam să ne exprimăm liber, pentru că până la urmă intervin emoțiile, nu este neapărat comoditatea limbii române în cazul nostru. Și atunci din nou am învățat să ne depășim zona de confort și să încercăm până la urmă, dacă vrem să evoluăm, să depășim și obstacolele și greutățile. Adevăr, mi se pare foarte interesantă această olimpiadă, toată această parte cu proba aceea de teatru, în care ești supus acestei probe astfel încât să faci o piesă de teatru cu alte persoane, persoane pe care nu le cunoșteai până în acel moment. Și mult mai interesant mi se pare și acest aspect că într-o zi poți să faci o anumită scenetă cu anumite persoane și în cealaltă zi persoanele respective să-ți fie contracandidați. Da, exact. Deci în prima zi ai proba de eseu care este individuală și cumva colega de lângă mine din stânga este rivala mea, să spunem, în cadrul acelei probe. Iar în ziua următoare se formează echipele și descoper că de fapt colega din stânga este chiar coechipiera mea în ceea ce privește piesa de teatru. Și trebuie să lucrați împreună. Exact. Și oricât de neconvențional ar putea părea o piesă de teatru pentru Olimpiada de Limba Germană, ne-a dezvoltat foarte mult aptitudinile de comunicare în această limbă, pentru că cum se desfășoară, primești o carte pe care trebuie să o citești în 2 zile, în limba germană categoric, și apoi în următoarele 2 să pui cap la cap o întreagă piesă de teatru în limba germană pe baza cărții respective. Și atunci automat îți dezvolți anumite aptitudini în limba respectivă și înveți poate niște elemente de detaliu sau niște amănunte pe care până în momentul respectiv le considerai nesemnificative sau care considerai că nu-ți vor fi ție neapărat de ajutor în ceea ce privește comunicarea în germană. Într-adevăr, dezvoltă foarte multe aspecte, atât pe partea de muncă în echipă, cât și pe partea de limba germană, implicit fiind Olimpiada de Limba Germană. Observ că te implici foarte mult în această zonă interculturală și știu că ai participat și la Olimpiada de Neogreacă, ai ajuns chiar la etapa națională. De unde a venit această pasiune pentru comunitatea elenă, pentru tine? Cum ai descoperit-o? Sincer, mie întotdeauna îmi plăcea, dintotdeauna mi-a plăcut să mă implic în activități noi, în activități cu care nu mai avusesem un contact până în momentul respectiv și care, cum am mai spus, să mă scoată din zona mea de confort. Când am aflat că se organizează cursuri de greacă la mine în școală, am spus că pot să încerc și eu, că poate este o activitate care îmi va plăcea și voi descoperi o oarecare deschidere asupra tot ceea ce înseamnă civilizația elenă și care sunt valorile pe care le promovează. Și așa am început să particip la cursuri. Pentru o perioadă am participat și la cursurile de dans. Din păcate, timpul și programul nu mi-au mai permis să continui cu această pasiune, dar categoric limba neogreacă a fost o experiență pe care mi-aș dori să o continui și să o aprofundez în viitor. Într-adevăr, foarte interesant și foarte interesantă toată cultura și modalitatea în care școlile oferă elevilor oportunitatea de a se implica și în, și în această zonă. Chiar dacă nu este o limbă care se studiază de fiecare dată la școală ca materie obligatorie, este foarte interesant aspectul că unele școli oferă acest opțional și elevii pot să aleagă să studieze neogreaca și implicit toată cultura Greciei. Exact. Mi se pare un aspect foarte interesant. Știu că ai mai participat și la alte olimpiade. Ți-a plăcut cumva să te extinzi în mai multe domenii și să experimentezi mai multe aspecte. Haideți să vorbim despre Olimpiada de Chimie și Olimpiada de OLAV, de lectură. Care au fost experiențele tale în cadrul acestor olimpiade? Pe parcursul liceului am participat până la nivel județean la olimpiadele de română de chimie, cum ai spus tu, sau alte competiții din sfera antreprenoriatului, din sfera civilizației, interculturalității. Și atunci din nou au reprezentat o oportunitate pentru mine de a-mi extinde orizonturile și de a încerca cât mai multe lucruri, cumva de a-mi găsi noi provocări și noi scopuri pe care le aveam de atins, pentru că dintotdeauna mi-a plăcut să am un program încărcat,
să găsesc cât mai multe provocări pe care să le înfrunt și pe care să le duc la bun sfârșit. Și atunci, cu siguranță, olimpiadele consider că reprezintă un mediu competitiv prielnic pentru orice elev care își dorește să se dezvolte, care își dorește să cunoască alți oameni, o comunitate, aș putea spune, de tineri cu aceleași valori, cu aceleași pasiuni, cu care, da, sunt în competiție, dar cu care în viitor pot crea lucruri frumoase. Și atunci, automat, faptul că am cunoscut atât de multe persoane, că am crescut cumva într-un mediu competitiv, pentru că încă din clasa 5 am participat la olimpiadele de mate, de bio, de, cred că în gimnaziu am participat la aproape toate olimpiadele pe care le puteam găsi și atunci cumva din nou am avut o perspectivă mult mai clară asupra ceea ce îmi place să fac, ceea ce nu îmi place atât de mult, domeniile în care mă văd implicându-mă în viitor. Uite, din nou, maniera aceasta în care doar prin experimentare îți poți da seama ce este cu adevărat pentru tine și ce nu este pentru tine și poți să urmezi calea și drumul către ceea ce vrei cu adevărat să faci, ceea ce te pasionează. Și mi-a plăcut ceea ce ai spus mai devreme, că prin intermediul olimpiadelor poți să descoperi persoane cu care, chiar dacă în momentul respectiv ești în concurență, pe viitor, având în vedere că împărtășiți aceleași valori și aceeași pasiune, puteți să creați o mulțime de lucruri frumoase, puteți să fiți parte din aceleași proiecte și concret să puteți să creșteți împreună. Bineînțeles, și uite, spre exemplu, să mă gândesc așa, să dau o situație. Uite, am o pasiune, nu știu, să zicem, îmi place chimia, spre exemplu. Vreau să creez o asociație de chimie sau un cerc de chimie. Categoric am nevoie de ajutor pentru că este imposibil să duci până la capăt un astfel de proiect singur. Bineînțeles că voi aborda persoanele pe care le-am cunoscut la Olimpiada de Chimie, care știu că sunt pasionate, care știu că sunt deschise față de acest domeniu și care s-ar implica în organizarea unei astfel de asociații. Și atunci, automat, prin acceptarea unor provocări precum olimpiadele sau contexte în care cunoști alți oameni, îți creezi o rețea de oameni și o comunitate cu care știi că poți colabora și pentru viitoare proiecte pe care le poți avea, pentru că până la urmă important este să avem inițiativă și cred că pe perioada liceului, mai ales pentru un tânăr care își dorește să aplice la universități, cel puțin în Statele Unite, este foarte important să ai inițiativă și să generezi cât mai multe proiecte, cât mai multe evenimente și atunci automat ajutorul va veni din zona respectivă. Într-adevăr. Acum aș vrea să vorbim despre pasiunea ta. Știu că te pasionează și faci de foarte mult timp echitație. Îți plac caii și îți place zona aceasta a frumosului pe care ai descoperit-o prin intermediul echitației. Vorbește-ne puțin despre experiența ta, cum ai descoperit acest domeniu, care este puțin diferit, mă gândesc eu, față de partea aceasta de STEM, de știință, de tehnologie. Cum poți să le îmbini pe cele două? Bineînțeles, așa când ne gândim la cele două domenii, echitație, deci partea sportivă cu partea de robotică, poate nu găsim prea multe asemănări. Dar la urma urmei, ceea ce am descoperit în acești aproape 6 ani de când practic echitație este faptul că echitația este un sport de echipă. Poate pentru mulți nu pare, dar în momentul în care ești doar tu cu calul, trebuie să colaborezi. Și mai presus de toate, trebuie să colaborezi cu o ființă care nu folosește același limbaj de comunicare ca și tine, poate nu lucrează după legile tale și este foarte important de știut faptul că un cal simte întotdeauna emoțiile partenerului său. Și atunci, în acest sport, înveți foarte bine să-ți gestionezi emoțiile, înveți cum să transmiți persoanelor din jurul tău și calului automat că ești o persoană sigură de sine, că știi ce faci și că ai totul sub control, pentru că până la urmă și într-o echipă în care să spunem că ajungi lider, este foarte important să le dai coechipierilor tăi senzația, sau nu neapărat doar să le dai senzația, ci chiar să fii sigur pe tine și să găsească în tine un om de încredere, un om pe care să știe că se pot baza. Cam același principiu funcționează și în ceea ce privește echitația. Și automat este un sport care m-a învățat ce înseamnă disciplina,
ce înseamnă eleganța din punct de vedere al competiției, din punct de vedere al comportamentului și automat este un sport care m-a dezvoltat foarte mult pe lângă partea, cum am spus, profesională și pe parte psihologică și emoțională, pentru că de multe ori poate calul nu a făcut ce am vrut eu, poate elementele nu ieșeau așa cum ar fi trebuit și de multe ori am luat și câte o trântă și atunci din nou învățăm să ne ridicăm și în ciuda obstacolelor să mergem mai departe împreună. Deci uite unde aceste domenii se îmbină și unde își găsesc aspectele comune până la urmă. Exact. Într-adevăr. Cum faci tu față tuturor acestor experiențe, tuturor acestor proiecte în care te implici? Pentru că sunt destul de multe. Am vorbit până acum aproape 40 de minute despre toată implicarea ta. Cum reușești să gestionezi timpul personal, timpul de relaxare pe care ți-l acorzi tu ție, cu această parte de implicare în comunitate, de implicare în cadrul olimpiadelor școlare, astfel încât să poți să găsești echilibrul în viață? Bineînțeles, cum știi și tu, este foarte complicat să te implici în cât mai multe proiecte. Nu neapărat din punct de vedere al timpului, pentru că, cum am mai spus, dacă îți dorești și dacă îți place să te implici în proiectul respectiv, timpul se găsește. Timpul ți-l faci, ți-l organizezi astfel încât să dai randament maxim în toate activitățile în care te implici. Cred că mai mult aș putea să vorbesc despre consumul emoțional, consumul psihologic pe care astfel de activități îl presupun, pentru că la urma urmei ele presupun colaborarea cu persoane care poate de multe ori nu au aceleași perspective ca și tine, cu care trebuie să colaborezi. Și atunci trebuie să înveți foarte bine să accepti părerile celor din jur. Și în momentul în care poate să spunem, uite, am o ședință la robotică, după aceea am un antrenament la echitație, să spunem. Ședința la robotică n-a mers foarte bine sau mi se pare mie că ceilalți colegi nu au fost poate la fel de deschiși pe cât mă așteptam la propunerea mea. Știu să gestionez emoția asupra ceea ce s-a întâmplat la robotică în cadrul echipei de robotică, să rezolv eventuala problemă cu coechipierii mei, iar în momentul în care mă duc la antrenamentul de echitație, cumva să șterg cu buretele ceea ce s-a întâmplat la robotică și să mă axez pe ceea ce presupune echitația și ceea ce am de făcut la antrenament. Pentru că dacă rămânem cumva blocați în ceea ce se întâmplă, poate mai puțin comod la o activitate, nu vom putea da randament maxim la următoarea și atunci este foarte important să facem cumva oarecare diferență între activitățile pe care le facem și, bineînțeles, esențial este să ne și placă, pentru că oricât de mult am vrea să ne implicăm sau oricât de mult am vrea să ne construim un dosar, să spunem, pentru o aplicare în străinătate, dacă nu ne place ceea ce facem sau dacă nu ne simțim în totalitate împliniți cu rezultatele pe care le avem într-un anume domeniu, este bine să ne reorientăm asupra altui domeniu, pentru că poate respectiva activitate nu era pentru noi sau nu este la momentul actual mediul în care să ne dezvoltăm prielnic. Într-adevăr, este foarte important să-ți placă ceea ce faci, să-ți găsești o pasiune în toate domeniile în care te implici și să dai 100% de fiecare dată, indiferent de domeniu, atâta timp cât simți că este pentru tine și atâta timp cât simți că vrei să te dezvolți pe partea aceea, să dai 100%, să te implici maxim. Și mi-a plăcut foarte mult modalitatea în care ai explicat cum atunci când te duci la robotică trebuie să dai 100% în acel moment și chiar dacă poate nu obții rezultatul pe care ți l-ai dorit la început, în momentul în care te duci la echitație sau la activitatea 2, ca să o generalizăm puțin, să poți să te focusezi pe ea, uitând practic nemulțumirea de mai devreme din activitatea 1. Exact. Una. În general, o viață de licean implicată și automat performanțele într-un anume domeniu, cum am spus, înseamnă multe sacrificii și înseamnă poate dezamăgiri pe parcursul călătoriei, dar important este să trecem peste, să învățăm să ne readucem pe noi înșine pe drumul inițial, să ne reamintim constant de ce am început activitatea respectivă și de ce ne dorim să o continuăm și atunci automat vom găsi soluția cea mai bună pentru problemele care pot apărea.
Într-adevăr, până la urmă, succesul este maniera în care reușești să depășești fiecare eșec, astfel încât să poți la finalul experienței să atingi rezultatul dorit, rezultatul maxim, exact. Celul pe care l-ai avut inițial. Și în momentul în care obții rezultatul, cumva, cel puțin cum funcționez eu, nu pot să spun că am fost niciodată neapărat mândră că am obținut trofeul respectiv sau că am obținut diploma respectivă, ci mai mult am fost mândră de mine că am reușit să trec peste momentele complicate, că am reușit să fac niște alegeri care poate la momentul respectiv nu îmi conveneau prea tare, poate aș fi preferat să ies cu prietenii sau să ies în oraș, dar a trebuit să stau acasă, poate să lucrez pentru Olimpiada de Germană sau să merg la hub la robotică să-i ajut pe colegii mei în ceea ce presupune pregătirea competiției. Și atunci, când în momentul în care cumva eforturile tale sunt recompensate, îți dai seama că a meritat. Într-adevăr, povestea și tot parcursul sunt mult mai importante decât momentul final în care primești acea diplomă sau acel trofeu. Bineînțeles. Și până la urmă să ne gândim că primirea trofeului sau festivitatea de premiere durează câteva minute și s-a terminat. În schimb, parcursul este un parcurs de poate ani de zile în ceea ce privește unele activități. Și atunci, categoric, astfel ne putem da seama de diferența de însemnătate. Da, și înveți foarte multe și te dezvolți și tu pe tine și reușești concret să vezi că poți aduce un plus valoare și un impact pozitiv asupra comunității. Acum aș vrea să te întreb, cum descrii tu toată această experiență a ta? Cum descrii viața ta de liceu? Acești 4 ani în care, într-adevăr, te-ai implicat foarte mult, ai avut foarte multe experiențe, proiecte, activități, prin intermediul cărora ai reușit să-ți descoperi pasiunea, dar efectiv o descriere a ta, o viziune asupra acestor 4 ani. Cum îi vezi tu? Au fost, bineînțeles, 4 ani extraordinar de frumoși. Au fost și 4 ani complicați, în care am întâmpinat adesea dificultăți și în care poate am simțit de câteva ori că nu mai pot sau că nu mai găsesc în mine motivația, dar cum se spune și că nu mai poți, mai poți un pic. Și atunci de fiecare dată am reușit să găsesc puterea și dorința de a continua. Au fost 4 ani care m-au format și cel puțin consider că acest ultim an de liceu m-a schimbat foarte mult. Deși nu s-a terminat încă, cumva văd o diferență clară asupra Daria din august sau din septembrie clasa 11-a și Daria din septembrie clasa 12-a, pentru că pe parcursul anilor de liceu întâlnești oameni, întâlnești situații care, indiferent că îți dai seama sau nu, te marchează și te schimbă. Și atunci, automat, liceul reprezintă o întreagă experiență de formare, o experiență care consider eu este esențială în alegerea drumului pe care vrei să-l urmezi și în alegerea tipului de persoană care vrei să fii în viața de adult. Bineînțeles, consider că este într-adevăr cea mai frumoasă perioadă sau cel puțin până acum categoric pentru mine liceul este cea mai frumoasă perioadă pentru că cumva ca licean ai și maturitatea necesară de a înțelege mai bine experiențele pe care le trăiești și ceea ce presupune viitorul și atunci trăiești altfel momentele și înveți să apreciezi foarte multe elemente. Iar cumva acum la final de clasa a 12-a îmi dau seama că cartea liceului se termină, cumva am închis coperta și urmează volumul 2 Universitatea, unde fie că îmi doresc sau nu, va trebui cumva să schimb puțin, pentru că bineînțeles nu mă voi mai putea implica în la fel de bine în activitățile pe care le-am desfășurat până acum și această schimbare care se va produce, bineînțeles că mă va determina și pe mine să produc o schimbare asupra activităților pe care le fac și atunci pot decât să fiu nerăbdătoare asupra ceea ce prezintă viitorul și să mă bucur de experiențele pe care le-am avut pe parcursul liceului. Într-adevăr, și pentru că ai menționat cartea facultății, cartea universității care urmează în curând să se deschidă pentru tine
Știu că ai și fost acceptată, ești de fapt în perioada în care afli rezultatele pentru admiterea la facultățile din America și ai și fost acceptată la una dintre ele, ai primit vestea chiar zilele trecute, dacă poți tu să ne vorbești mai multe despre facultate? Da, am primit un răspuns pozitiv la o universitate din Chicago. A fost, bineînțeles, un moment în care cumva nu mi-am dat seama inițial ce se întâmplă, nu prea știam despre ce vorba, recunosc că nici nu mă așteptam să primesc rezultatul atât de repede și a deschis așa un frumos șir al rezultatelor pe care aștept să le primesc. În principal, facultățile care să spun că mă interesează pe mine mai mult sau care sunt în topul alegerilor mele vor veni la final de martie, început de aprilie, deci mai am puțin de așteptat, dar sunt nerăbdătoare să văd care vor fi acelea și cumva să descoper concret care va fi drumul pe care îl urmez în următoarea carte. Și care ar fi așa un dream university pentru tine? O facultate pe care ți-o dorești foarte mult? Cea de la care aștepți rezultatul pozitiv cel mai mult, de fapt? Categoric, sunt foarte nerăbdătoare de primirea rezultatului de la Stanford. Cumva, în urma research-ului pe care l-am făcut pentru toate facultățile la care am aplicat, am descoperit, sau cel puțin la momentul actual, așa văd eu lucrurile, că valorile universității se aliniază foarte bine cu ceea ce vreau eu să fac în viitor, cu inovație, cu dezvoltare, foarte multă parte aplicată de research și au și o echipă foarte bună de echitație, ceea ce clar reprezintă un avantaj pentru ei. Cumva mă vizualizez pe mine la Stanford și îmi place ce văd. Și atunci, automat, sper că răspunsul va fi unul pozitiv. Îți urez succes, sunt sigură că vei ajunge acolo unde îți dorești. Și acum, pe finalul podcastului, aș vrea să le transmiți un mesaj tuturor celor care l-au vizionat până acum. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și sper că nu v-am plictisit prea tare. Pentru liceeni, nu pot decât să vă transmit că orice este posibil atâta timp cât îți dorești cu adevărat și cât lupți pentru visurile tale. Știu că drumul către succes este unul complicat și poate de multe ori nu vă dați seama că sunteți pe calea pe care trebuie să o urmați și pare foarte dificil să continuați, dar important este să nu renunțați, să fiți în continuare alături de persoanele pe care le aveți în jurul vostru și să încercați să învățați cât mai multe de la ei și să fiți optimiști în ceea ce înseamnă, ceea ce presupune viitorul vostru, pentru că până la urmă nu știm niciodată unde ne va aduce viața și ce lucruri frumoase putem realiza atâta timp cât avem în jurul nostru oamenii și oportunitățile potrivite. Îți mulțumim foarte mult, Daria, pentru toată această experiență pe care ne-ai împărtășit-o astăzi. Într-adevăr, ești un exemplu viu că doar prin îmbinarea activităților extrașcolare, activităților de voluntariat cu rezultatele academice la olimpiadele și concursurile școlare, putem atinge performanța dorită și, bineînțeles, ai și intrat deja și urmează să primești rezultatele și de la celelalte universități. Îți urăm succes și sunt sigură că vei ajunge acolo unde îți dorești în viață. Vă mulțumesc mult! Celor care au vizionat acest podcast, le mulțumim frumos și aș vrea să vă reamintesc că pagina Pleștiul nostru are și Instagram, și TikTok, și Facebook. Vă invităm să ne lăsați un follow și acolo și așteptăm mesajele voastre pe rețelele de socializare. Până data viitoare, vă invităm să urmăriți și celelalte episoade ale podcastului și vă urăm la revedere!